Scriptura ne învață modul în care trebuie făcută rugăciunea. Uitați-vă puțin. Leacă-ți urechea la cuvintele mele. Atunci când ne rugăm, noi vorbim. Rostim cuvinte. Și spunea Domnul Iisus Hristos, voi când vă rugați, să ziceți, să spuneți. Este un mod în care putem să ne rugăm. Și în această dimineață v-am auzit. Ne-am auzit unii pe alții. Că ne-am rugat. Dar vreau să vă spun mai mult decât noi. Ne-a auzit altcineva și acesta este Dumnezeu. Un alt mod prin care putem face rugăciunea, spune, ia aminte la suspinurile mele. Sunt momente care nu te poți ruga cu voce. Nu te poți exprima vocal. Ceva te doare. Ceva te macină. Ceva te determină să stai acolo să gemi. Și expresia Anei din 1 Samuel, capitolul 1, este atât de grăitoare, atât de plastică. Și Dumnezeu a ascultat și suspinurile acestea. Dar sunt momente, și psalmistul spune aici, ia aminte la strigătele mele. În momente în care rugăciunea o exprimăm vocal și se aude foarte tare și nu-i greșit. Spune Biblia, El este acela despre Domnul Iisus Hristos care în zilele vieții Lui se ruga cu strigăte mari. Și aceasta înseamnă nu decibeli, ci înseamnă acea dorință înfocată, o deschidere totală înainte al Dumnezeu, în care îmi exprim rugăciunea. Și spunea cineva, și cred că dumneavoastră cunoașteți aspectul acesta, sunt momente în care creștinii ies singuri în natură sau se duc singuri în odăiță, unde nu-i aude nimeni. Și strigă înainte lui Dumnezeu, o descărcare a sufletului. Nu știu dacă dumneavoastră îți faceți câte un, spunem, tehnologie, un update, când trebuie să restartăm totul ceva într-un Android sau un calculator. Vreau să spun că ca și creștini avem nevoie și noi de un update din când în când să ne oprim. Dacă durerea e mare, strigă. Dacă durerea e mare, suspină. Că durerea e mare, stai înaintea lui Dumnezeu. Dar atunci când ne rugăm în comun, trebuie să fim atenți la atmosfera, la decibelii pe care biserica se ridică și să ne aliniem rugăciunea noastră acolo. Aceea, atunci când ne rugăm, să folosim aceste instrumente pe care Domnul ni le-a dăruit. Vreau acum să mergem într-o rugăciune de mulțumire, vă invit să vă ridicați și dumneavoastră, pentru că știu că în această dimineață v-ați exprimat dorințele în diferitele moduri pe care le-am amintit. Frații au fost atât de bine organizați în motivația lor încât ne-au condus spre rugăciunile pe care le-am făcut. Dar haideți acum să ne oprim puțin înaintea Domnului să-i mulțumim. Suntem în luna aceasta primăverii, totul prinde viață, totul vegetează, parcă natura s-a trezit la viață. N-ați vrea să-i aducem o jertfă de mulțumire că El este Creatorul vieții, că El ne-a purtat de grijă? Că El este cu noi, că suntem în casa de rugăciune, că putem respira fără mască, fraților, că putem cânta liber. Vai, Doamne, ce ne-a mai străduit să cântăm și transpirația aceea ne-a încurcat când am vrut să cântăm cu masca pe figură. Iată că a venit o altă vreme. De aceea, haideți să aducem o jertfă de mulțumire. Ești aici cu familia. Mulțumește-i Domnului. Ești aici și ești sănătos. Mulțumește-i Domnului. Ești aici și ai binecuvântări speciale. Și toate datorită dragostea Lui. Haideți să-i mulțumim, Domnului, și pentru ce vedem aici în față. Vor mai veni și alții. Biserica este binecuvântată cu tineri, cu copii. Biserica se bucură de protecția Domnului. Haideți să stăm în această rugăciune. Atunci când noi încetăm, rog pe Claudiu Pintilie să continue și în mod individual rugăciunea noastră de mulțumire. Plecăm capetele, închidem ochii și ne rugăm.
Amin. Vă invit să vă așezați. Iubiții noștri, ne bucurăm de momente speciale. Suntem într-o casă de rugăciune, Biserica Betania, un loc rânduit de Dumnezeu pentru mângăierea, îmbărbătarea și zidirea sufletească a fiecăruia dintre noi. E locul spre care alergăm cu bucurie și cred că ați făcut-o și în această dimineață. Și eu mă bucur de prezența dumneavoastră a fiecăruia și în numele Domnului rostim și binecuvântare. Spunem Domnul să binecuvinteze întreaga adunare. Pe cei care sunteți aici, pe cei care n-au reușit să fie cu noi, dar sunt prin modul acesta al undelor, al internetului, îi binecuvântăm și pe ei acolo unde se află și să rămână împreună cu noi în unitatea Duhului pe care Domnul va dărui bisericii. Ne bucurăm și de cei ce ne vizitează în această dimineață și spunem Domnul să-i binecuvinteze pe fiecare. Special între noi a ajuns un băiețel care n-a mai fost niciodată. Am înțeles că îl cheamă Amos. Ne bucurăm de Raul și Raluca. Iată că Dumnezeu i-a binecuvântat și astăzi au venit cu o binecuvântare aleasă să o și prezinte înaintea Domnului. Știu că a fost mai greu, Raluca. A fost cu multe emoții, Raul. Dar iată că Dumnezeu, care este cel care și creează viața în continuare și o susține, va binecuvântat și eu văd aici doi părinți bucuroși, fericiți și spunem din toată inima Dumnezeu să binecuvinteze familia Berar. Așa e frumos să începi, totdeauna spunea cineva, să încep cu un băiat, el va fi un ajutor de nădejde. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ne bucurăm și de bunicii care sunt împreună cu noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă bucurați de nepoțelul pe care Dumnezeu vi l-a dăruit, rudenile care ați venit să fiți alături de noi la acest eveniment. Astăzi, în cadrul slujbei, va avea loc și binecuvântarea lui Amos, un moment special. Nu este momentul încreștinării, așa cum se spune în alte biserici, ci este momentul în care îl aducem înaintea Domnului și se va chema numele Domnului peste el și Domnul îl va binecuvânta. Sigur că copiii sunt mântuiți până la o anumită vârstă prin sfințenia părinților, spune Sfintele Scripturi, de aceea avem liniștea aceea sufletească că orice s-ar întâmpla. Dacă Domnul va veni în perioada până când Amos să facă actul botezului, Dumnezeu îl va mântui datorită sfințeniei părinților, așa ne spune Scriptura, și a rămânerii în ascultare de Domnul. Astăzi, deci, vom avea binecuvântarea acestui băiețel. Aș vrea acum să cântăm spre slava lui Dumnezeu cu toții o cântare, apoi familia Surd vor cânta și ei spre slava Dumnezeu o cântare, sora Alina Nândrean va recita o poezie și apoi vom asculta cuvântul lui Dumnezeu. Ne vom ruga pentru fratele Corneliu Șuteu, Domnul să-l binecuvinteze în predicarea cuvântului în această dimineață. Aș vrea să-l invit să vină aici și în același timp și pe fratele Ciprian. Împreună vom sluji astăzi la actul binecuvântării. Copil cingaș duios, odreasă scumpă dulce, făptură sfântă dragă, ce lume ai venit. Cu drag te salutăm, că azi de prima dată ai fost adus în casa lui, a Domnului să fii. Viața lui în mâna ta,
o credință moscupetată, revarsă tu cu pacea ta, belșug de har și bucurii, iar din înțelepciunea ta și bunătatea ta. Noi te rugăm fierbinte azi, revars-o-n strop în ea. Veniți acum, părinți, și nu uitați un lucru, notați această zi ca sfântă amintire, ca mai târziu să-i spuneți de ziua minunată când l-ați adus la Domnul Sfânt cu drag și cu iubire. Viața lui în mâna ta, o credință moscupetată, revarsă tu cu pacea ta, belșug de har și bucurii, iar din înțelepciunea ta și bunătatea ta, noi te rugăm fierbinte azi, revars un scop în ea. Fă ca ziua aceasta să fie pentru toți, atât pentru prieteni, pentru frați, pentru surori. O zi de sărbătoare în care să simțim că-am fost de tine, Doamne, binecuvântați, amin. Viața lui în mâna ta, o credință moscumpetată, revarsă tu cu pacea ta, belșug de har și bucurii, iar din înțelepciunea ta și bunătatea ta, noi te rugăm fierbinte azi, revars un strop în ea. Viața lui în mâna ta, o credință moscupetată, revarsă tu cu pacea ta, belșug de har și bucurii, iar din înțelepciunea ta și bunătatea ta, noi te rugăm fierbinte azi, revars un strop în ea. Bine ai venit în lumea noastră, Amos, făptură drăgălașă cu chip senin. Vei crește privind spre zarea albastră și vei dori să sorbești din harul divin. Sosita într-o lume frământată, unde e multă goană după vânt, tu să te încrezi doar în cerescul Tată, cu care poți intra în sacru legământ. Bine ai venit în căminul părintesc, unde te-a întâmpinat iubirea. Mămica și tăticul mult te prețuiesc și îți doresc în ceruri nemurirea. Îți vor purta de grijă cu multă dăruire, te vor îmbrățișa de mii de ori și îți vor spune de dulcea mântuire prin care poți avea eterne sărbători. Te vor călăuzi în calea spre lumină, dorind să dobândești cerești comori, vor cultiva în tine o hărnicie de albină, vei răspândi în jur aromeca de flori. Bine ai venit în locașul de închinare, unde auzi și rugi și imnuri minunate. E locul unde se cere binecuvântare pentru un trai de pace și seninătate. Părintele Ceresc
mereu să te inunde cu înțelepciune și dor de Țara Sfântă, să te însoțească pe cărare oriunde, să te aline când gânduri te frământă, să-ți facă parte de multe sărbători, să te păzească în uragane și în ispite, vocea să-ți fie ca de privighetori, să înveselești cu cânt viețile trudite, să fii oriunde o pildă în credincioșie, ca Enoch din Biblie odinioară, să-ți fie dragă sfânta părtășie, cu frații ce cu drag te înconjoară, să fii păstrat în har necontenit, să poți să semeni vorba mângâierii, iar traiul tău, frumos, neprihănit, să-l dăruiești pe altarul închinării. Bine ai venit în lumea noastră, Amos, făptură drăgălașă cu chip senin. Vei crește privind spre zarea albastră și vei gusta fericit din harul divin. Domnul să vă binecuvinteze! Revarsă-ți binecuvântare spre acest copil, o Doamne, te rugăm, cu milă să privești spre-a ta lucrare, căci înspre tine ruga îndreptăm. A ta este slava, în veci te înălțăm, ești mare și puternic, Dumnezeu. La tine venim, cu toții te rugăm, să binecuvintezi acest copil. Așa cum Solomon odinioară spre cerul rugăciunea înălțat, și noi venim la tine, Sfinte Tată, că-și ce sfințești tu-i binecuvântat. A ta este slava, în veci te înălțăm, ești mare și puternic, Dumnezeu. La tine venim, cu toții te rugăm, să binecuvintezi acest copil. O Tată, ochii tăi mereu privească asupra casei tale pururea. Ascultă astăzi rugăciunea noastră, dă, Doamne, binecuvântarea ta. A ta este slava, în veci te înălțăm, ești mare și puternic, Dumnezeu. La tine venim, cu toții te rugăm, să binecuvintezi acest copil. Îți mulțumim, o bunule Părinte, că înspre el cu milă vei privi. La rugăciune ți-o ne-ai slătine, răspuns prin harul tău noi vom primi. A ta este slava, în veci te înălțăm, ești mare și puternic, Dumnezeu. La tine venim, cu toții te rugăm, să binecuvintezi acest copil. A ta este slava, în veci te înălțăm, ești mare și puternic.
Dumnezeu, la tine venim, cu toții te rugăm, să binecuvintezi acest copil. Aș vrea să stăm ridicați în picioare. Vreau să citesc câteva cuvinte din Psalmul 127. Cei care aveți Scriptura la dumneavoastră, vă invit să deschidem împreună. Cei care nu avem Scriptura, vom urmări pe monitor. Câteva cuvinte ale unui împărat cunoscut, a împăratului Solomon. Psalmul 127. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui ele dă pâine ca în somn. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă. Amin. Vă rog să ocupați locuri. Suntem mulțumitori înaintea lui Dumnezeu pentru dimineața aceasta frumoasă, pentru faptul că ne-a cinstit cu harul acesta de a fi împreună. Avem suflarea de viață în noi, avem măsura de sănătate, unii mai mult, alții mai puțin, dar suntem mulțumitori înaintea lui Dumnezeu. Mulțumim Domnului și pentru familia Berar. Domnul să îi binecuvinteze. Erau tare gândiți zile trecute că oare cum va fi la binecuvântare. Văd că până acum Amos a fost cu minte. Înseamnă că i-a plăcut cântarea, Raul. Să vedem dacă îi place și predica. Dar ne rugăm în dimineața aceasta binecuvântarea Domnului să fie peste voi, peste Amos. Și mă rog în dimineața aceasta nu doar pentru ei să aibă Dumnezeu binecuvântare, ci pentru noi toți. Sunt convins că de fiecare dată când venim în casa lui Dumnezeu în biserică, Dumnezeu are ceva special pentru noi toți. Cred în dimineața aceasta că, punând între noi cuvântul vieții, Scriptura aceasta și auzind cuvintele lui Dumnezeu, noi vom pleca din locul acesta binecuvântați și facă Domnul să fie așa. În dimineața aceasta mă uitam la psalmul acesta și săptămâna care a trecut m-am gândit mult la el. Și câteva cuvinte, câteva direcții care mi le-a pus Dumnezeu în inimă pentru familiile noastre. M-am intitulat scurtul meu mesaj în dimineața aceasta trei oferte sau trei provocări pentru familia contemporană. Ei, ne uităm în lumea în care trăim noi și regăsim lucrul acesta și în Psalmul 127. Găsim oferte care ni se fac, găsim provocări pentru familia noastră. Și în dimineața aceasta am vrea să vedem ce are Dumnezeu să ne spună pentru familiile noastre. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Prima provocare care o văd în locul acesta, în Psalmul 127, scrise, să luăm seama la lucrul acesta, scrise de un împărat foarte mare, de un împărat foarte bogat, cel mai bogat la vremea respectivă de pe întreg pământul. Despre Solomon declară Sfânta Scriptură că nu s-a ridicat niciun împărat ca și el, atât de bogat, atât de înțelept. Și dacă vreți să ne uităm în lumea în care trăim, în societatea în care suntem noi, la oamenii bogați și să-i întrebăm cum ai reușit, ei ne va da poate că rețeta succesului lui într-un fel sau în altul. Uitați ce spune omul acesta, Solomon. Primele două versete. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba. Dacă vă sculați de dimineață și vă culcați târziu pentru o pâine câștigată cu durere,
Dacă e fără Domnul, degeaba. Trei oferte, trei provocări pentru familia contemporană. În primul rând, prima provocare pentru noi ca familii din biserică și nu numai, este să căutăm valorii societății sau lumii în care suntem noi. Știți, dragii mei, radiografia societății în care suntem noi este aceasta. O lume a contrastelor. Fiecare caută altceva, îi se pare că e valoare altceva decât îi se pare la altcineva. Fiecare umblăm după ceva în lumea aceasta. Și există o provocare din partea lumii ca să căutăm valorile care le denumește societatea ca fiind valoare. Înainte ca să definească Maslow, piramida aceea a nevoilor, o regăsesc în psalmul acesta. Spune Maslow la un moment dat, vine și face o piramidă a nevoilor și spune, la baza piramidei se află nevoile fiziologice, rană, îmbrăcăminte, apă, mâncare și așa mai departe. Și vine Solomon și spune în versetul 2, degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu, ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui, ele dă pâine ca în somn. Dacă vreți, societatea în care suntem noi ne îndeamnă, ne provoacă să căutăm valoarea aceasta. Și, dragii mei, e de trebuință. E bine că mergem și muncim, e bine că avem un loc de muncă. E de dorit lucrul acesta. Dar nu este totul. E ceva de care avem nevoie să ne folosim. Al doilea lucru, spune Maslow, a doua nevoie pe piramida aceasta, urcăm tot mai sus, sunt nevoi de siguranță, să ai ceva sigur a tău. Uitați-vă dacă vreți, versetul 1, definește Solomon înainte de Maslow lucrul acesta. Dacă nu zidește Domnul o casă. Și societatea noastră definește ca fiind valoare avutul, avuția cuiva, ceea ce strângi. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dragii mei, nu este totul avuția. Uitați-vă la societatea care trăim noi. Cu ce ne lăudăm, dragii mei? Întrebe un părinte despre copilul lui, cum ții copilul? Oh, are cel mai bun loc de muncă. A reușit să-și facă ceva și a mai cumpărat ceva. Al treilea lucru și în vârful piramidei lui Maslow, spune el acolo, este nevoia aceea de a fi cineva, de a ajunge cineva în societate, de faimă. Uitați-vă versetul 1, partea finală. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. S-ar putea să ajungi în vârful piramidei sociale, să fii păzitorul cetății, un nume. Cine-i copilul tău? Oh, n-ai auzit? Profesor universitar, medic, inginer. Dragii mei, astea sunt lucrurile care le caută societatea noastră în care trăim. Astea sunt lucrurile numite de societatea noastră ca fiind valoare. Și statutul social, dragii mei, ne este stabilit în funcție de cât de mult reușim să urcăm pe treptele acestei piramide a societății noastre. Aș vrea să vă citesc ceva, găseam o poezie care definește atât de mult lumea noastră în care trăim, o lume a contrastelor, așa cum spuneam, nu știu de cine este scrisă, dar mi s-a părut foarte, foarte interesantă și relevantă pentru noi. Spune aici poetul acestei poezii, unii vor iubire, alții vor putere. Unii doar un umăr pentru o mângâiere, unii casă mare și mașină nouă, alții doar o umbră unde să nu-i plouă. Unii vor să audă, alții să vorbească, unii doar o clipă cerul să privească, unii o moșie mare și bogată, unii ar vrea o mamă, alții ar vrea un tată.
Unii vor avere faimă, bogăție, alții sănătate pentru ai lor copii. Unii vor să aibă propriul răsărit, alții doar să uite ceea ce au iubit. Unii haine scumpe și pantofi mai mulți, unii vor picioare și-ar umbla desculți. Unii vor un munte, alții vor o mare, alții vor să aibă cele necesare. Pelerin prin lume între nu și da, fiecare suflet are rana sa. Fii cu gânduri bune și să crezi mereu, când nu vine nimeni, vine Dumnezeu. Dragii mei, e parcă atât de bine zugrăvit tabloul acesta al societății în care trăim, valorile pe care lumea le numește ca fiind valori. Totuși, în fața acestui tablou vine Solomon, omul care a avut faimă, bogăție, a avut tot ce și-a dorit. Și a spus ceva, dacă toate acestea sunt fără Dumnezeu, degeaba, degeaba. În al doilea rând, a doua provocare pentru noi ca familie, dragii mei, este să căutăm valorile lui Dumnezeu. Dan este pus în față valoarea lumii, valoarea societății, valorile societății. Și în același timp, Dumnezeu are un cuvânt pentru noi. Ne pune în față ceea ce El numește ca fiind valoare. Mă uit în paginile Sfintelor Scripturi și găsesc ceea ce zice Domnul, că adevărata valoare este sufletul din noi. Haideți să citim cuvântul Domnului, Matei 16, cu 26, te rog, David. Haideți să citim cuvântul Domnului. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, toate valorile acestea care le numește Solomon ca fiind valoarea societății. Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Oare, dragii mei, în dimineața aceasta ca familie, ce căutăm noi, ce căutări avem noi? Ne încolonăm și noi după căutările lumii și numim valoare ca fiind ceea ce numește societatea valoare? Sau ne uităm la ceea ce spune Dumnezeu în dimineața aceasta? Sufletul este o adevărată valoare. De ce? Pentru că este valoare eternă. Sufletul este etern. Casa și mașina se vor duce într-o zi. Dacă nu, se vor prăpădi ele. Vom merge noi și vor rămâne la altcineva. Dar sufletul are valoare eternă. Și în balanța aceasta, dacă vreți, spunem sufletul și toate comorile lumii, spune cuvântul Domnului, mai greu cântărește sufletul unui om. Ce ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Uitați ce mai spune cuvântul Domnului în Matei capitolul 6 cu versetul 33. Matei 6 cu versetul 33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Și toate aceste lucruri, dacă vreți, lucrurile de la punctul întâi, valorile lumii, toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Căutarea mea ca familie, ca familist, ca tată în familia mea, n-ar trebui să fie înspre lucrurile acestea. De dimineață până târziu, până noaptea târziu, doar la lucrurile acestei lumi să mă uit. Nu, nu, nu. Spune cuvântul Domnului, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Dragii mei, cum stăm cu căutarea aceasta? Dragi creștini, mai căutăm noi împărăția lui Dumnezeu? Anul acesta, 2023, secolul în care trăim noi, nu mai este obișnuit cu cuvântul acesta de sfințenie, neprihănire. Să fii sfânt în câmpia turzii în anul 2023, pare că e un lucru demodat. Dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne valabil, pentru că împărăția lui Dumnezeu rămâne, pentru că neprihănirea mă duce în prezența lui Dumnezeu. Un alt lucru spune cuvântul Domnului, și poate că lucrul acesta o să ne placă mai mult, Proverbe 19 cu 14. Proverbe capitolul 19, versetul 14. Casa și averea le moștenim de la părinți, dar o nevastă, dar un soț sau o soție pricepută este un dar de la Domnul, o valoare de la Domnul.
Nu demult, dragilor, ați văzut, Raul, ai văzut în Raluca un dar de la Domnul. Raluca, în Raul, ai văzut un dar de la Domnul. Uite ce spune cuvântul Domnului și mergem înspre ceea ce suntem noi și sărbătoarea noastră din dimineața aceasta. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Copiii, în al treilea, patrulea rând, este o moștenire de la Domnul, valoare din partea lui Dumnezeu. S-ar putea ca om, spune Solomon, să cauți să ai mâncare bună și e bine. S-ar putea ca om să cauți să ai siguranța unui trai decent, să ai o casă, să nu te plouă, e bine. S-ar putea să vrei să ajungi cumva să ai faimă, e bine. Dar vine și spune Solomon așa, cel mai bogat om, împărat, faimă, tot ce a trebuit. Iată, fiii, copiii sunt o moștenire, o valoare din partea lui Dumnezeu. Dragii mei, ați primit cu bucurie valoarea aceasta în familia voastră. Am primit, dragii mei, în familiile noastre valoarea aceasta divină. Oare ce facem cu valoarea aceasta care a lăsat-o Dumnezeu în familiile noastre? De ce este o valoare copilul? Mă gândeam, fiecare operă de artă, dragii mei, poartă semnătura unui pictor, unui om care a făcut opera respectivă și în funcție de semnătura aceea se stabilește valoarea operei. De ce noi suntem o valoare? De ce Amos e o valoare? Pentru că poartă semnătura Creatorului. Pentru că în ADN-ul lui a scris cineva, în cartea vieții lui, nu a scris o ființă omenească, nu Raul, nu Raluca, ci Dumnezeu. Dumnezeu a scris ceea ce va fi Amos, ce culoare va avea Amos, la ochi, la păr, care va fi înălțimea lui. E scris totul în ADN-ul lui și asta n-a făcut-o un om, un muritor, ci a făcut-o însuși Creatorul. De ce copiii noștri sunt o valoare? Pentru că ei sunt creați de Dumnezeu. Pentru că ei vin dinaintea lui Dumnezeu, din partea lui Dumnezeu. Vreau să citim câteva versete din Psalmul 139, un psalm bine cunoscut. Uitați ce spune aici David de data aceasta, începând cu versetul 13. Tu mi-ai întocmit rărunchii, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte să fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dragii mei, uitându-ne la noi, uitându-ne la copiii care îi lasă Dumnezeu, vedem cu adevărat valoare. De ce? Pentru că știm că vin de la Dumnezeu. Pentru că știm că Dumnezeu este Creatorul lor și a pus Dumnezeu amprenta pe ei, pe noi. Purtăm urmele degetelor lui Dumnezeu, dacă vreți. Pentru aceasta declară cuvântul lui Dumnezeu aici. Fiii sunt o moștenire de la Domnul. Rodul pântecelui este o răsplată dată de Dumnezeu. Oare cum privim noi, dragii mei, valorile acestea care ni se pun înainte? Oare ce declarăm noi despre ele? Știți ce, dragii mei? Se vede în căutarea noastră de fiecare zi. Se vede în căutările noastre de fiecare zi. Ce căutăm în fiecare zi? Ce facem în fiecare zi? Și vedem pe ceea ce punem preț. Zic, Dumnezeu să ne binecuvinteze în dimineața aceasta, la provocările acestea, în fața acestor provocări, oferte din partea lumii, să alegem ceea ce Dumnezeu numește cu adevărat valoare. Prima provocare, să căutăm valorile lumii sau să căutăm valorile lui Dumnezeu. Și în al treilea lucru cu care vreau să închei în dimineața aceasta, să lucrăm la valorile lui Dumnezeu. Știți, dragii mei, că atunci când Dumnezeu ne aduce într-o familie valorile acestea care le aduce, fie că vorbim de soție, de soț, fie că vorbim de copil,
Valorile acestea sunt valori imperfecte. Spuneți-mi dumneavoastră, când v-ați căsătorit, ați găsit persoana potrivită perfectă? Nu. Ne-a adus Dumnezeu împreună, ne-a pus Dumnezeu în aceeași casă. Și ne-a adus Dumnezeu așa, ca să lucrăm împreună pentru valorile acestea, numită familie, numit copil, numită soție, numit soț. Declară cuvântul lui Dumnezeu aici, începând cu versetul 4, ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Da, tata și mama un războinic, da. Dar copilul acesta care vine în familiile noastre, care lasă Dumnezeu, e o săgeată neșlefuită, materie primă care o pune Dumnezeu acolo în familia noastră, în familia mea. Pentru că va veni vremea când se va desprinde de pe arcul acesta al familiei, copilul, și oare ce țintă va atinge el? Care-i ținta spre care privim noi ca părinți? Dragii mei, familia, comunitatea, societatea sunt niște cercuri concentrice, dacă vreți. Familia este celula de bază a societății, așa ne s-a spus când ne-am dus și ne-am căsătorit. Mai credem noi oare în familia aceasta? Cum se spune, familia tradițională? Sau ne uităm după ceea ce se declară în lumea contemporană? Familia modernă, el și el, ea și ea? Se poate oricum. Nu, dragii mei, familia este lăsată de Dumnezeu și va rămâne familie. Aici, în interiorul familiei care a lăsat-o Dumnezeu, aici Dumnezeu lasă binecuvântare. Aici Dumnezeu lasă copii care sunt o binecuvântare pentru familie, în primul rând. Pentru comunitate, pentru societatea în care trăim noi. Dar la valorile acestea, dragii mei, Raluca și Raul, va trebui să munciți. Munca propriu-zisă. Va trebui primii profesori să fiți voi. Am uitat și m-am gândit la copiii mei care sunt acolo mai în spate. Prima dată a trebuit să le predau română. Să-i învăț să vorbească. Să-i învăț să calculeze. La Melisa acum trebuie să-i dau calcule cu bomboane. Dacă îi dau alte calcule, nu știe să calculeze. Dar când îi spun cât e două bomboane cu două bomboane, știe să-mi spună. Dacă întreb cât e 2 plus 2, nu știe. Aici în familia mea a trebuit să predau logică. Să încep să îi fac să gândească. Aici a trebuit să predau poate desen. Se pricep acum mai bine ca mine la desen. Aici a trebuit să predau religie. Ce mai zicem de istorie? Istoria biblică. De fiecare dată când Eduard, acum mi-a prins slăbiciunea și niciodată nu pot să spun nu. Când zice, tati, îmi spui o poveste, s-a obosit. Tati, îmi spui o poveste din Biblie. Da. Istorie. Tati, ce ai mai făcut tu când erai mic? Încep să îi spun istoria personală, istoria familiei. Aici, în locul acesta, în familie, am văzut că trebuie să predau religie, credință. Cine-i Dumnezeu? Tati, da, Goliat o să fie mântuit? Spuneți-mi voi. Tati, da, și întrebări cu care câteodată spune Semida, nu la asta mai răspunde și tu. Credință. Ei văd felul meu de trai, felul meu de a mă ruga, credința din interiorul meu. Și de multe ori, dragii mei, nu predăm materiile acestea doar cu vorbe, ci predăm cu exemplu personal. Predăm cu ceea ce suntem noi. Știți? Atunci când ne angajăm undeva, lucrăm 8 ore pe zi, da? Și după aia suntem acasă, suntem liberi. Dar tata și mama sunt pentru toată viața. Nu poți să-ți iei ca și de la servici, concediu de maternitate, Raluc. Nu poți să-ți iei, Raul, nu știu, lucrezi 8 ore și după aia ești acasă, ești cu familia. Tata și mama ești tot timpul. Pentru asta, dragii mei, trebuie să muncim la copiii noștri, la valorile acestea care le așează Dumnezeu în familie. Că sunt niște valori neșlefuite, imperfecte, dar tindem și mergem înspre perfecționare. După munca aceasta propriu-zisă, urmează planificare. Întreb pe părinți, ce vrea să fie copilul tău când crește mare? Oh, medic, știu eu de care.
Tata, taică-mi îmi spunea, mă tot uitam după avioane, îmi plăceau migurile de la lună. O să fii aviator. Numai aviator nu sunt. Îmi plăcea să mă uit acolo la când se făcea vreo rană și spunea, o să fii doctor. Numai doctor nu sunt. Ne uităm la copiii noștri și planificăm pentru ei. Dragii mei, cea mai bună planificare este planificarea împreună cu Dumnezeu. Ce îmi doresc de la copilul meu? Dacă planific, mă întorc înapoi la punctul 1, la valorile societății. Planific copilul meu să aibă ce să mănânce. Planific el să aibă o casă. Și totul îmi îndrept numai spre el și spun, uite, tu trebuie să faci asta ca să ai ceva. Tu trebuie să faci asta ca să fii cineva. Și dacă întreb părinții, cine e copilul tău? Da, nu spune nimeni, copilul meu bea până cade sub masă, așa e. Și o realitate. Nu spune nimeni, copilul meu se droghează în câmpia turzii, nu spune nimeni, și o realitate asta. Copilul meu e la a treia nevastă, nu spune nimeni. Și fiecare se laudă cu altceva. Dragii mei, atunci când vorbim de planificare, da, săgeata în arcul familiei, în mâna unui războinic, la un moment dat trebuie să se desprinde, trebuie să fie un timp optim, o țintă clară. Spre ce ne îndreptăm copiii noștri? Unde îi îndreptăm? Că valorile acestei lumi, dacă le îndreptăm înspre ele, se vor termina într-o zi. Dragii mei, ținta spre care am pornit noi și spre care dorim să pornească ei este împărăția lui Dumnezeu. Este să fii un om de caracter, Raul. Copilul acesta, dincolo de ce va fi, că va fi de nota 8, de nota 10, nu știu. Dar să fii un om de caracter când spune un cuvânt, Amos. Tu ca tată să fii mândru, dar copilul meu a spus un cuvânt, se ține de cuvânt. Copilul meu este un copil moral. Copilul meu nu face ce fac ceilalți. Ce ziceți, dragii mei? Când sună telefonul și e doamna dirigintă la telefon, sau patronul de la locul de muncă, și zice, tu ești tata copilului? Da. Haideți puțin până aici, că avem o problemă. Cum mergi? Mergi cu pieptul scos, că știi cine e copilul tău, sau mergi cu capul plecat? Știți, dragii mei, valorile acestea trebuie să muncim la ele. Valori neșlefuite, imperfecte, dar ni le-a încredințat Dumnezeu în familia noastră, le-a pus Dumnezeu în familia noastră, ca să muncim, ca să planificăm și, în al treilea rând, ca să ne bucurăm de roade, ca să strângem roadele acestea. De multe ori, culegerea roadelor poate fi fie binecuvântare sau blestem pentru părinți. Cel ce a muncit, e o binecuvântare să culeagă roadele, da? Dar cel care nu muncește, are ogorul acela și nu-l muncește și când toată lumea ia să se culeagă, ăsta merge cu capul plecat. Cel care toată vara a stat acolo lângă plântuța aceea mică și a pus apă și a săpat-o și a îndreptat-o, a văzut că nu merge bine, a îndreptat-o puțin. Omul acela merge cu bucurie, e o binecuvântare pentru el să culeagă roada. Dar cel care nu și-a făcut timp și parcă toți mai mulți părinți fac asta în societatea noastră. Nu am timp de el, mai mult avem timp de telefon, mai mult avem timp de Facebook, de nu știu, atât de multe alte lucruri, decât de copiii care i-a așezat Dumnezeu în familia noastră. Adevăratele valori, nu ceea ce numește societatea ca fiind valoare, ele sunt lucruri de trebuință. E nevoie de mâncare, e nevoie de un acoperiș, e nevoie, dacă avem posibilitatea, să urcăm pe scara aceasta, să fim oameni de succes, de ce nu? Dar cea mai mare valoare e ceea ce numește Dumnezeu ca fiind valoare, sufletul din noi. Așezat Dumnezeu un sufletel în familia noastră, ce fac cu el? Așezat Dumnezeu o săgeată în arcul familiei, ce fac cu ea? Ca războinic, cum mă uit la ea? Cum o îndrept? Ca în momentul când se va desprinde, nu știu, la 14-15 ani, până acum era poate 18 ani, acum poate mai devreme puțin. La 14-15 ani, să știu că copilul care a crescut în casa mea, i-am dat o direcție bună, i-am trasat o direcție bună, i-am stabilit o țintă clară spre care el tinde. Domnul să ne binecuvinteze la lucrul acesta, dragi părinți, dragii mei care suntem în dimineața aceasta aici. Dumnezeu să ne binecuvinteze, sunteți niște războinici, sunteți niște oameni cărora Dumnezeu le-a încredințat niște valori eterne, copiii. Dacă nu aveți copii, v-a încredințat soțul sau soția, valori eterne.
Și valorile acestea trebuie aduse în fața lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului, Domnul Iisus vrea ca biserica aceasta să fie prezentată înaintea Tatălui slăvită și fără pată. Dar face o asemănare cu familia. Așa bărbatul trebuie să-și prezinte soția înaintea lui Dumnezeu. Așa soția trebuie să-și prezinte soțul înaintea lui Dumnezeu. Cum stăm oare cu valorile noastre? N-ați vrea în dimineața aceasta să ne schimbăm sistemul de valori, dacă nu am avut sistemul corect de valori? Dumnezeu să ne binecuvinteze, Dumnezeu să binecuvinteze casele noastre. Orașul Câmpia Turzii va fi binecuvântat prin noi care suntem aici. Orașul Câmpia Turzii va fi binecuvântat prin ceea ce credem noi. Știți lucrul acesta, nu? Vor fi oameni care vor crește în casele noastre. Vor fi oameni care vor duce Evanghelia mai departe, oameni de caracter, oameni prin care Dumnezeu va lucra. Și îmi doresc lucrul acesta din toată inima mea. Domnul să ne binecuvinteze, amin. Mulțumim Dumnezeu pentru cuvintele frumoase, dar și provocarea care ne-a făcut-o, ce fel de valori avem și cum le punem în practică, zic Dumnezeu să ne ajute să potrivească cu Sfintele Scripturi. Haideți să continuăm slujirea noastră cântând din nou cu toți o cântare spre slava lui Dumnezeu. În timpul acestei cântări ne și închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie. Apoi, după cântarea în comun, grupa de adolescenți vor sluji înaintea Domnului. Sora Raluca este dintre învățătoarele de la această grupă. Și mulțumim Domnului pentru slujirea ei, pentru implicarea ei. Iată că într-o zi de sărbătoare pentru voi, copiii sunt atenți să vină aproape de sora învățătoare și prin aceasta să-și aducă un gest de mulțumire. Domnul să binecuvinteze toți copiii care slujesc. Apoi, după grupa de adolescenți, Salomeia va recita spre slava Domnului. Domnul să o binecuvinteze și pe ea. Apoi vor continua și grupa de preadolescenți, așa cum s-au organizat, iar în final și familiile mai tinere dintre noi vor sluji prin cântarea de laudă. După aceste puncte amintite, vom asculta din nou cuvântul Dumnezeu și apoi vom proceda la actul binecuvântării. Nu-i ușor să fii părinte, de-ai uitat copil să fii. Nopstea rândul nedormite și probleme zi de zi. Însă nu-i nici greu când viața lui Iisus îi vei preda. Un copil aduce soare în casa ta. Lăsați copii să meargă la El, e atât de frumos cu Iisus. El vrea să ne dea bucurii fel de fel, din gloria unde s-a dus. Lăsați copii să meargă la El, al lor este cerul întreg. Și dacă mai știți să iubiți ca și ei, veți merge și voi acolo unde doar copiii merg. Un copil îți poate aduce, când privești în ochii săi, mângâierea cea mai dulce, chiar de ani îți par mai grei. Când te-ntorci acasă seara și te-așteaptă-n prag râzând, simți că raiul trecoboară pe pământ.
lăsați copii să meargă la El. E atât de frumos cu Iisus, El vrea să ne dea bucurii fel de fel, din gloria unde s-a dus. Lăsați copii să meargă la El, a lor este cerul întreg. Și dacă mai știți să iubiți ca și El, veți merge și voi acolo unde doar copiii mei. Nu-i ușor să fii părinte, de-ai uitat copil să fii. Nopstea rândul nedormite și probleme zi de zi. Dar de știi să-i dai iubirea și îndrepți pașii spre cer, vei avea mereu doar binecuvântări. Lăsați copii să meargă la El, e atât de frumos cu Iisus, El vrea să ne dea bucurii fel de fel, din gloria unde s-a dus. Lăsați copii să meargă la El, a lor este cerul întreg. Și dacă mai știți să iubiți ca și El, veți merge și voi acolo unde doar copiii mei. Lăsați copii să meargă la El, e atât de frumos cu Iisus, El vrea să ne dea bucurii fel de fel, din gloria unde s-a dus. Lăsați copii să meargă la El, a lor este cerul întreg. Și dacă mai știți să iubiți ca și ei, veți merge și voi acolo unde doar copiii binecuvântare ce de la Tine, Doamne, am primit, și rodul pântecelui o răsplată primită de la Tine, Domn iubit. Tu meriți toată slava, mulțumirea, căci toate aici Tu le cârmuiești. Ne dai binecuvântări, o Tată, cerești duhovnicești și pământești. Tu meriți toată slava, mulțumirea, căci toate aici Tu le cârmuiești. Tu ne dai binecuvântări, o Tată, cerești duhovnicești și pământești. Înțelepciune noi îți cerem, Doamne, din hrana Ta mereu noi să le dăm. Cuvântul Tău ce sfânt, plin de putere, pe-ai noștri copilași să-i învățăm. Tu meriți toată slava, mulțumirea, că
căci toate aici tu le cârmuiești. Tu ne dai binecuvântări, o Tată, cerești duhovnicești și pământești. Tu meriți toată slava, mulțumirea, căci toate aici tu le cârmuiești. Tu ne dai binecuvântări, o Tată, cerești duhovnicești și pământești. Îți mulțumim, o Doamne, că faci totul, că dealuri viață te vei îngriji. În brațul tău ne încredem cu toții și știm că vom ajunge în veșnicii. Tu meriți toată slava, mulțumirea, căci toate aici tu le cârmuiești. Tu ne dai binecuvântări, o Tată, cerești duhovnicești și pământești. Tu meriți toată slava, mulțumirea, căci toate aici tu le cârmuiești. Tu ne dai binecuvântări, o Tată, cerești duhovnicești și pământești. Părinții, frumos e când copilul ți se naște și-l vezi atât de mic și de plăpând. Un îngeraș ți-a fost trimis din astre și casa s-a umplut de Duhul Sfânt. Nu te grăbi să-l crești la întâmplare, căci Dumnezeu în grijă ți l-a dat. Să poți să vezi în el când va fi mare, pe Domnul, bun, blând și curat. Ai grijă în tot ce faci, să fie bine, cum te comporți ca mamă și ca tată, să poți să înveți pe puștiul de la tine drumul spre viața cea curată. Dacă te cerți, îi vei da moștenire, un duh de ceartă, greu de stăpânit. Dacă tu minți, copilul va ști de la tine că adevărul în viață nu e prețuit. Să vadă în tine om al lui Dumnezeu, căci ești de drept și înțelept, să fii exemplu pentru el mereu, iar el te va trata cu dragoste și cu respect. Dă-i pe Domnul moștenire, prieten bun, la bine și la greu. Și recunoscător în viață o să-ți fie când va slăvi în veci pe Dumnezeu. Amin.
Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Slava Ta se înalță mai presus de ceruri. Din gura copiilor și a celor ce sug la piept, ți-ai scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor Tăi, ca să astup gura vrășmașului și omului cu dor de răzbunare. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor Tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cu cinste. I-ai dat în stăpânire peste lucrările mâinilor Tale, toate le-ai pus sub picioarele Lui. Oile și boii la oaltă, fiarele câmpului, păsările cerului și peștii mării, tot ce străbate cărările mărilor. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Când ne uităm la acest copilaș, vedem dragostea lui Dumnezeu care s-a arătat față de noi. Și de ce? Pentru că spune Biblia că Dumnezeu l-a făcut și ne-a făcut cu puțin mai prejos decât El. Însă, atunci când privim înspre Amos, mai vedem și o promisiune care ne-o face Dumnezeu. Spune în versetul 2 că acest copil va fi o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor lui Dumnezeu. Însă până atunci vor fi încercări și vor fi greutăți. Și am vrea în această dimineață, prin cântarea pe care o vom cânta, să fie o rugăciune la adresa lui Dumnezeu. Iar prin această rugăciune să-i spunem, Doamne, Te rugăm să-i fii un scut. Doamne, Te rugăm să-i fii cetățuia și adăpostul în vreme de nevoi. Iar când va fi mare, Amos să spună, din Dumnezeu, din Tine, să fac nădejdea mea vie. Amin. Ce se întâmplă?
Momente frumoase și o imagine atât de plastică, grăitoarea unei familii care s-a strâns să celebreze o sărbătoare specială și anume binecuvântarea lui Amos. Mă bucur de cei ce au pregătit momentul acesta și s-au implicat prin slujirea lor și au stat la dispoziția lui Dumnezeu și m-a marcat fiecare slujire din această dimineață, dar atunci când vedem familiile ieșind să slujească cu copiii. În iarna trecută, atunci când am făcut slujba de evangelizare cu ocazia nașterii Domnului la Casa de Cultură, ceea ce a impactat într-un mod special oamenii care au venit să asculte Evanghelia a fost imaginea aceea a familiilor cu copiii care au slujit și au cântat despre nașterea Domnului. Așa este bine și frumos, frați și surori, familiile să fie binecuvântate cu copii și în mijlocul familiilor să fie atmosfera aceea, deși puțin uneori tensionată, alteori parcă, știu eu, ne surprind ceea ce se întâmplă, dar e bine să fie viață. Și zic, Domnul să binecuvinteze toate familiile. Mă bucur pentru tine, Raul, și pentru tine, Raluca. Ați ales un nume și mă gândeam la ce spuneau cei mai mulți cercetători ai Scripturii despre Amos, omul lui Dumnezeu, care face o declarație despre sine însuși când Amația îi zice, pleacă văzătorul și fugi în țara lui Iuda, mănâncă spâine acolo și acolo prorocește. Dar nu mai proroci la Betel, căci este un locaș sfânt al împăratului și este un templu al împărăției. Amos a răspuns lui Amația, eu nu sunt nici proroc, nici fiu de proroc, ci sunt păstor și strângător de smochine de Egipt. Dar Domnul m-a luat de la oi, Domnul mi-a zis, du-te și prorocește poporul meu Israel. Iar ceea ce se potrivește special pentru Amos sunt cuvintele din cartea profetului Mica, capitolul 3, versetul 8. Dar eu sunt plin de putere, plin de Duhul Domnului, plin de cunoștința dreptății și de vlagă. Mi-aș dori să fie Amos așa. Mă bucur, frați și surori, că empatizați și sunteți aici. Ne dorim copiii noștri să fie plini de putere, sănătoși, plini de Duhul Domnului. E foarte important lucrul acesta și n-am mai citit ultima parte a versetului, dar cineva trebuie să mai zică și ce e bine și ce e rău. Unde e adevărul, unde e nelegiuirea? Prin cuvântul adus prin fratele Cornel, Domnul ne sfătuia și ne spunea că nu neapărat sistemul de valori pe care lumea îl prezintă trebuie să fie sistemul de valori al caselor noastre sau al bisericii în care slujim. Și cred cu tărie că ceea ce a tranzitat secole la rând, cartea aceasta, iubită sau urâtă, defăimată sau aplaudată, a rămas și rămâne dreptarul învățăturilor, după care orice familie trebuie să-și crească copiii. Și zic Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Chiar dacă vor încerca unii să o rescrie, să o readucă la actualitate, că e un vocabular, știu, învechit, care nu mai potrivește societății, ascultați-mă, e dreptarul învățăturilor sănătoase și de aici ne tragem seva, principiile de viață și modul în care trebuie să-i educăm pe copiii noștri. Pentru familia Berar este primul născut, el este închinat Domnului într-un mod aparte, special, în vechiul legământ, orice întâi născut de parte bărbătească, era închinat Domnului cu preponderență de slujire. Ei, nu știu ce va fi Amos. Dar dacă veți lucra la sistemul de valori, dacă veți dori și veți implementa în viața lui câteva lucruri, el va deveni ceea ce Dumnezeu l-a rânduit și în planul lui a hotărât, dar nu fără aportul vostru. Mă gândesc să continui ideea pe care fratele Corneliu, doar câteva cuvinte, a început-o între noi și de la ultima idee de a lucra la valorile acestea, valori pe care copiii noștri trebuie să le cunoască. Știu că sunteți oameni cu pregătire, aveți meserii remunerate bine, dar de câteva săptămâni încoace învățați cea mai frumoasă, mai grea și mai dulce meserie. Meseria de tată și de mamă. Am apreciat ce spunea că tata și mama trebuie să fie și profesor. Și cum știm noi să ne exprimăm, să vor exprima și copiii, chiar dacă unii vor avea nevoie de logoped, primul logoped e tata și mama, care spune, nu așa se pronunță,
și trebuie să deschizi gura puțin mai mare. Da? Suntem, iau, uite ce zice, calificați în foarte multe domenii și până să afle instruirea care vine prin școală și e foarte binevenită, educația pe care voi ca părinți, noi ca părinți o dăm copilor noștri, este prioritară. Și în această zi aș vrea să vorbesc despre faptul că procesul acesta de creștere a copilor este unul formativ și nu informativ. Proverbe, capitolul 22, versetul 6, spune Scriptura în felul următor: învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Învață pe copil. Procesul acela formativ în care stăm alături de copiii noștri, petrecem timpul nostru, petrecem viața de altfel până când ei pleacă din cuibul familiei și se așează într-un alt loc. Ei, timpul acela înseamnă un proces formativ și primul lucru care cred că e foarte important este timpul nostru pe care îl oferim copiilor. S-a schimbat puțin sistemul joburilor, să spunem așa. Altădată aveam cele 8 ore în ture inverse sau cum lucram. Acum au apărut joburi în care se necesită părinții să fie plecați aproape toată ziua. Și timpul ne este furat, că de multe ori aproape că locuim la servici și dormim acasă. Știți? Foarte puțin. Dar din timpul acesta pe care noi îl avem, e foarte important să-i oferim copiilor noștri timp. Timpul de a petrece cu el. Pentru mine este așa frumos să văd și sper că surorile sunt mulțumite când îi văd pe frați că iau copiii în brațe și mai ies puțin pe hol pentru a păstra liniștea și ordinea. Mă vă întreb, dar să nu răspundeți, o fac și acasă? Sper că o fac și acasă, sunt tot la fel de atenți. Adică copiii au nevoie de timpul nostru, de afecțiunea noastră. Și cu cât petrecem timp mai mult cu el, cu atât copiii vor identifica, el e tata și mama. Aceea, poate în programul nostru foarte aglomerat, în procesul acesta învățării, e și timpul acela al jocului cu copiii. E foarte important și am aici un exemplu a unui băiețel care avea un tată cu o carieră specială, un om de succes, și copilul l-a întrebat cât câștigi la oră. Am mai spus exemplul acesta în biserică. Citeam acest lucru într-o carte și spunea tatăl că câștigă câțiva zeci de dolari, 20-30 de dolari. Copilul s-a străduit să strângă ceva, 10-15 dolari și într-o zi s-a dus și a spus: tată, îți dau banii ăștia, stai o jumătate de oră cu mine. Pentru că e foarte important acest aspect și mai ales pe noi, ca și tați, părinți, să avem timpul nostru. Eram într-o familie găzduit și venea fratele de la muncă și foarte interesant că după ce își saluta familia, soția, avea timpul lui de joacă cu copilul. Făcea tot felul de năzdrăvănii, era tot felul de personaje. Dar aveam atâta bucurie pe echipul copiilor și atâta dezvoltură și casa prindea viață. Și am zis, ce important este să le oferim copiilor noștri timpul nostru, să petrecem împreună cu ei. Un alt lucru care cred că e foarte important în creșterea sau învățarea copilului este să-i arătăm că este important pentru noi. Să știe că nimeni nu e mai presus decât el în locul inimii tatălui și al mamei. Să știe că întotdeauna, într-un fel sau altul, tata și mama poartă o doză de iubire pe care nu o va arăta nimănui niciodată, așa cum i-o arată lui. Spunea cineva, dacă îți programezi o ieșire, încearcă să o faci cu copiii cât timp este posibil. Sau cel puțin până la o anumită vârstă să-ți programezi concediul împreună cu copiii. Eu aduc aminte experiența familiei, înainte ca ei să împlinească 18 ani, am ieșit și noi ca familie și vorbeam, oare când vom mai ieși împreună ca și familie? N-am mai ieșit de atunci, că au venit alte priorități. Dar este important copiii să știe, mă, mergem toți, suntem împreună acolo. Uitați-vă un exemplu scriptural, Biblia ne spune despre Elcana împreună cu familia. Deci împreună cu familia se suiau la casa lui Dumnezeu și aveau timpul lor de părtășie. Apoi un alt aspect este de a crește împreună cu copilul. Vă duceți sau aveți imaginația aceea când
tatăl îl prinde pe copil și efectiv îl târie după el când se duce. Vino repede, vino repede, vino repede. Copilul abia își mișcă picioarele, mai mult se târie decât merge după tata. Ei, nici cealaltă imagine nu-i bine când copilul aleargă și abia îl ții. Și stai, mă, copile, în ritmul meu. Adică noi trebuie să creștem alături de copii. E vremea când suntem copii la vârsta de un an, doi, trei, cinci, pe măsură ce ei se dezvoltă, pe măsură ce ei cresc și mintea noastră și atitudinea noastră trebuie să fie așa. Una, ne purtăm cu ei când sunt copii, alta ne purtăm cu ei când sunt adolescenți și vreau să spun că aici nu mai merge nuiaua, e gata, pentru că dacă suntem prea autoritari la vârsta adolescenței, îi pierdem. Noi trebuie să devenim prietenii lor și discuțiile devin undeva pe un picior de egalitate și începem să comunicăm în felul acesta. Nu te gândi că vei pierde autoritatea de tată și de mamă. Dimpotrivă, o vei câștiga în ochii lor atunci când vei dezvolta o relație de prietenie. Sigur că vine vremea tinereții, când nu mai vorbim despre alte aspecte, când el își face casa lui sau are locul lui, lucrurile se schimbă în totalitate. Dar este foarte important să creștem împreună cu copilul, să fim alături de el, pentru că lucrul acesta e foarte important. Vreau să amintesc câteva pericole, doar o să le enumăr în această dimineață, pericole pe care pot fi atunci când este vorba de creșterea sau învățarea copiilor noștri. Primul aspect este o protejare excesivă, supraprotejarea. Să nu picure un picur de apă pe el, să nu se murdărească pe mânuțe, să nu cadă. Știu eu câte lucruri nu încercăm noi ca și părinți și îi facem într-un fel sau altul dependenți de noi. Spunea cineva o experiență săptămâna aceasta și m-am gândit, oare chiar e o realitate? Pentru că era o durere exprimată. Spunea și astăzi după ce s-a căsătorit, el spune câți bani au cheltuit mamei și mama îi face calcul și zice, destul, luna asta nu mai cheltuiți. Pentru că e supraprotejarea, l-a crescut în felul acesta într-o dependență prea mare de tata și de mama. Sufocați prin dragoste, oameni care într-un fel sau altul mergem și încercăm să le dăm noi o direcție așa cum am gândit noi, așa cum vrem noi. Spunea cineva și uneori e realitate, ceea ce n-ai realizat tu, vrei să facă copiii tăi. Poate că nu-i rău în sine însuși, dar trebuie să vedem dacă se poate lucrul acesta. Dar supraprotejarea este momentul când copilul aleargă singur. El privește, îl supraveghezi mai de departe. Lasă-l puțin din mână, ține-l totuși aproape. O altă piedică sau un pericol este supraindulgența. Adică tot ce face copilul e bine. Sunt părinți care sunt mirați de ce năzbâtii fac copiilor. Și zice, ai văzut ce a făcut copilul meu? Mai ales sub sloganul acesta, dacă îți produce plăcere și te simți bine, fă tot ce vrei. Nu e bine nici așa. Adică trebuie să fim undeva într-un echilibru, nici prea aproape să-i sufocăm, încât ei să nu se dezvolte emoțional, dar în același timp nici să-i lăsăm liber să crească strada, vecinii sau alți copii, ci trebuie să fie neapărat un echilibru. Uitați-vă ce zice Biblia în Proverbe 29:15. Înțeleptul spune câteva lucruri frumoase. Nuiaua și certarea dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Tot în Proverbe, capitolul 13, versetul 24. Aici ne sugerează că trebuie rezolvată problema atunci. Cine cruță nuiaua urăște pe fiul său, dar cine îl iubește îl pedepsește îndată. Acum aș vrea să fac aici o remarcă. Dragii mei, nuiaua așa are locul ei. Știu o familie care spunea doar atâta. Știi unde e nuiaua? Toți știau unde e nuiaua. Nu trebuia numai să o arate. Ei, sunt problemele acelea care trebuie rezolvate ca să nu se înrădăcineze și apoi să nu mai putem face nimic. Sau uitați-vă la un alt exemplu al Scripturii, unde Eli privește copiii care au început să slujească, deja slujeau la altar. Și fiindcă erau copiii lui și era legat afectiv de ei,
spune, ce aud eu despre voi nu este bine, dar nu ia nicio măsură. Ei, undeva asupra indulgența aceasta, sau fiind prea indulgenți cu copiii noștri, pot duce și crea niște caractere care, până la urmă, nu vor fi de folos nici familiei, nici societății. O a treilea piedică sau pericol atunci când ne creștem copiii sunt favoritismele, mai ales unde sunt copii mai mulți sau unde deja sunt doi. Uitați-vă în Biblie la Isaac și la Rebeca. Aveau doi băieți frumoși, au crescut, dar fiecare avea pe favoritul lui. Și lucrul acesta a produs o disensiune între ei foarte mare, foarte mare. Când Iacov a luat binecuvântarea de la tatăl său Isaac, ei, Esau l-a urât de moarte, până acolo încât el a trebuit să fugă. Sigur că avem afinități față de anumiți copii, față de anumiți care sunt poate mai legați, mai mămoși, mai aproape de noi. Dar nu trebuie să se vadă niciodată diferența, mai ales în atunci când facem ceva retributiv. Dacă vrem să stimulăm cu ceva, să le dăm un cadou, el trebuie să fie egal, pe aceeași măsură. Uitați-vă la Iacov, a făcut și el greșeala, la Iosif i-a luat o haină pestriță. Adică în vremea aceea era ceva care arăta un semn de importanță, de întâietate, îl purtau doar anumite personaje. Toate acelea a indus o ură în inima fraților celorlalți. Știu că privim în casele noastre și avem copii care cresc deodată sau sunt la diferite vârste. Unii sunt mai ascultători, unii sunt mai rebeli, să spunem așa, dar nu înseamnă că noi trebuie să lucrăm diferit, ci trebuie să avem egală măsură pentru fiecare și în felul acesta vom păstra echilibru. Nu trebuie să scoatem în relief niciodată realizările altora în fața lor, denigrându-i pe celălalt, ci încurajându-i prin realizările pe care le scoatem vis-a-vis de ceilalți frați. Un al patrulea pericol este stabilirea unor ținte nerealiste. Aminteam ceva mai înainte. Adică noi vrem copiii noștri să ajungă să fie cineva, da, pe piramida aceea noi privim doar vârful, acolo vrem să ne ajungă copiii și împingem și forțăm și unii copii ne vor spune sau îți vor spune, tată, eu nu sunt de facultate, eu sunt așa, nu pot să fac un master, nu mă gândesc la doctorat, nu pot, mintea mea nu mă duce. Când noi forțăm lucrurile pe linia aceasta, s-ar putea să greșim pentru că îi forțăm prea mult. Și uneori stresul acela emoțional care se poate produce în viața copilului îl demoralizează în sensul că se vede că nu poate. Am aici o imagine plastică a unei fetițe ce plângea în fața doamnei învățătoare să-i dea 10, că i-a dat numai 9. Și spune, dacă mă duc acasă, e bai, mă bate mama, mă ceartă tata că nu am luat 10. Dar fata nu a fost atunci de 10. Deci stabilirea unor ținte realiste, noi trebuie să privim copiii noștri, să vedem unde e capacitatea lor, disponibilitatea lor, cât pot ei și de acolo să începem să lucrăm cu ei. Pentru că dacă vom fi atenți la chemarea, pentru că spune, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Da? Sunt copii hiperactivi, atâta energie, parcă n-ai văzut la 10 copii cât are unul. Ei, nu înseamnă că copilul acela nu este normal. Spunea cineva, un om priceput în domeniu, zice, pe el pune-l să facă sport, să-și consume energia, dar pune-l să fugă 2 km, să vezi ce doarme de amiază. Ei, trebuie stabilite niște ținte realiste pentru fiecare. Sau dacă cineva este mai apatic, poate un pic mai molatic și îl vezi mai introvertit și nu-l scoți de acolo. Și este. Ei, trebuie găsită soluție. Marele pericol, și îl spuneam și aseară la întâlnirea cu tinerii, crearea aceasta de dependențe pe care copiii le deprind încă din fașă. Ați văzut, scuzați expresia, încă au nevoie de tata și de mama în cele mai mici detalii, dar se descurcă pe telefon de n-ai idee, măi frate. Așa bine se pricepe, parcă mai bine ca și noi. Și asta e vina noastră. Spunea un psiholog, nu-i da copilului telefonul mai repede de vârsta de 5, 6, 7 ani. Ei, nu știu noi cât reușim să facem lucrul acesta. Pentru că sigur că pe urmă există perioada aceea de învățare în școală în care au nevoie de asemenea lucruri. Dar spunea, dacă l-am implementat prea repede în viața copilului, este ca și un drog mic care se inoculează undeva și el va fi dependent tot timpul de lucrul acela.
Nu știu dacă dumneavoastră veți reuși, haideți să facem o probă săptămâna asta, oricum va fi săptămâna de post și rugăciune. Într-o zi nu folosiți telefonul. Vedeți cât reușim. Dar copiii noștri, care poate că într-un fel sau altul, acolo, în situația în care se află, se regăsește în familiarizarea lui cu tot ce e acolo. Trebuie mare grijă, trebuie mare grijă și în aspectul acesta. Un alt lucru care e foarte periculos este descurajarea copiilor. Mai ales când vedem că nu sunt la aceeași egalitate în ceea ce privește performanțele. Și e ucigător expresia aceasta, tu nu ești bun de nimic. Tu nu ești ca Matei, tu nu ești ca Ioan, tu nu ești ca ceilalți. Ascultați-mă, copiii au drumuri diferite, se dezvoltă diferit, dar nu trebuie niciodată să-i descurajăm. Poate ați citit cartea aceea cu mâini pricepute, e recomandabilă pentru toți tinerii. Da, un copil care vine din familie defavorizată și Dumnezeu îl binecuvintează și ajunge să fie unul dintre cei mai capabili oameni care lucrează astăzi și face operații pe creier. De ce? Pentru că a avut o mamă care l-a încurajat, care mereu i-a dat puterea din spate, căci poate să fie, căci trebuie să fie. Ori asta trebuie să o facem noi. Oricum va fi descurajat de anturaje și mai ales colapsul acesta al pocăinței, faptul că vin din familii unde ne temem de Dumnezeu și ei nu pot face tot ce fac ceilalți. Sunt cumva într-un declin așa emoțional. Noi ca și părinți trebuie să-i încurajăm și trebuie să stăm în spatele lor. Și poate cel mai periculos pe care eu îl văd din neglijarea emoțională, adică abandonul. De astăzi cu mine nu mai comunici. De astăzi, o barieră, tu nu mai ești copilul meu. Știu cazuri în care cineva spunea, te dezmoștenesc. E greu, fraților, e greu. Ascultați-mă, oricât de mare rușine ar face cineva, e copilul tău, e copilul meu. Și mai ușor și mai aproape poți rezolva problema până l-ai lângă tine, până l-ai în casa ta, până îl ai și îți mai spune bună ziua sau sărumâinile, mai ai o șansă. Greu este când te-a salutat și nu-l mai găsești. Neglijarea sau abandonul acesta emoțional e ucigător pentru copii. De aceea, indiferent ce se întâmplă, cât de obosit ești, spunea ceva aici fratele, când simți că ești epuizat, când vine copilul, roagă-l pe Dumnezeu și mă rog, Doamne, dă-mi acele energii inepuizabile, să am zâmbet, să am bucurie, să pot să stau de vorbă cu el, să-i răspund. Da, dacă va fi mântuit Golia sau nu va fi mântuit. O întrebare destul de grea pentru noi. Trebuie să avem disponibilitatea aceea. Copilul are timpul lui în care vrea să socializeze cu tine ca părinte. Nu-l neglija. Rămâi la dispoziția lui. Și ultimul lucru pe care aș vrea să-l amintesc e disciplinarea prea aspră. Știu că sunt metode prin care putem așeza principii în familiile noastre ca ei să cunoască unde se poate și până unde se poate. Dar vreau să vă spun că nu iaua rezolvă toate lucrurile, ci anumite principii. Și am văzut oameni care, și noi mai râdem așa când ne întâlnim, măi, tu cât ai stat în genunchi pe grăunțe? Adică a fost și un mod de disciplinare de felul acesta. Sau alte disciplinări prea aspre care au lăsat undeva o rană în cuget. Și spunea aici un frate slujitor care nu este astăzi, ce nu spune copilul în genunchi ca și pedeapsă, că dacă îl vei duce la rugăciune și biserica se va pleca pe genunchi, el va percepe că e pedepsit. Și când îl pedepsești, găsește alte metode, că el va gândi, uite ce pedepsit e tata, că tot mereu e în genunchi. Și trebuie să gândească altfel, că anumite discipline se pot. Știu eu, aici există o măsură de înțelepciune a fiecăruia dintre noi. Am ales în această dimineață, dragii mei, deși am fost, cum spunea Corneliu, m-am frământat săptămâna aceasta, ce anume să aduc. Dar asta am simțit că trebuie să spun, nu neapărat pentru Raluca și pentru Raul, ci am vrut pentru noi toți, pentru că puțin lucrurile s-au schimbat. Mentalitatea aceea sub care noi am crescut, în care școala comunistă ne-a format mentalitatea. Eu personal am primit multe lovituri atunci când am fost la școală. Atunci se făceau și aceste pedepse corporale. Dar nu mai merge astăzi. Ci trebuie să fim foarte atenți modul în care ne raportăm la copiii noștri. Pentru că autoritatea nu se câștigă prin impunere,
ci autoritatea de tată și mamă o câștigi prin ceea ce ești, prin ceea ce faci, prin modul în care te comporți, prin modul în care relaționezi. Și zi Dumnezeu să ne binecuvinteze cu multă înțelepciune, cu multă răbdare. Să nu uităm, trebuie să învățăm pe copii, nu doar să-i informăm. Eu ți-am spus, e alegerea ta, ci să-ți pase, să te doare inima, să rămâi lângă copil și să cauți toate soluțiile ca să-l poți salva și apoi să te poți bucura la anii bătrâneții când el va fi împlinit în casa lui și îți va fi un sprijin. Dumnezeu să binecuvinteze toate familiile, toți copiii din adunare și să ne dea Domnul acea răbdare care trebuie să aibă un tată și o mamă să stea lângă copiii lui. Ce va fi Amos? Va rămâne o temă de rugăciune pentru voi, Raluca? Să nu te stresezi tare, Raul. Amos va fi un băiat frumos, descurcăreț, va fi un premiant. Dar mai presus de toate, va fi un băiat pocăit. Asta ne dorim și Dumnezeu să-l binecuvinteze. Pentru că a fost foarte cuminte și dumneavoastră a fost foarte cuminte astăzi, mă bucur că ați ascultat așa liniștit Evanghelia. Se spune că cine mănâncă bine nu vorbește mult. El mănâncă așa. Așa am făcut și noi astăzi și mulțumesc Domnului pentru atmosfera de pace și de liniște. Aș vrea acum să procedăm la actul binecuvântării, așa cum spuneam în prima mea intervenție, vom așeza numele Domnului peste copil și îl vom încredința în mâna lui, el îl poate păzi, el îl poate ocroti. Aș vrea să stăm cu toții ridicați pe picioare, rog pe fratele Ciprian să citească cuvântul Scripturii prin care vom așeza numele Domnului peste Amos și apoi eu voi cere binecuvântarea prin rugăciune. Vom citi din Cartea Numeri, capitolul 6, de la versetul 22. Domnul i-a vorbit lui Moise și i-a zis, vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să ziceți, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Amos. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Amos. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Amos. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi vei binecuvânta, Amin. De acord în rugăciunea noastră ca Domnul să-l binecuvinteze și tot ceea ce s-a citit prin Scriptură să fie o realitate. Iubit Părinte, Tată din ceruri, stau înaintea Ta cu mulțumire și cu laudă, în primul rând pentru Raul și pentru Raluca. Mulțumesc că ei binecuvântat ca și familie. Și peste ei le vărsa binecuvântări alese, materiale, financiare, spirituale. Dar de data aceasta au venit cu o binecuvântare aleasă, cu Amos pe care le-ai dăruit. Și îți mulțumesc că i-ai împlinit ca și părinți. Mulțumesc pentru Raul că astăzi el poate privi cu bucurie imaginea unui tată binecuvântat. Și mă rog să-l binecuvintez cu multă înțelepciune, cu răbdare, cu destoinicie, să poată să fie acel tată care își crește copilul pentru împărăția Ta. Mă rog să-l binecuvintez cu toiagul pâinii în continuare. Niciodată să nu-l lipsească pâinea din casa aceasta și totdeauna Amos să aibă cele necesare în ce privește, Doamne, hrana, îmbrăcămintea, încălțămintea și un loc care să fie numită casa lor. Mulțumesc pentru Raluca, Doamne, că ai binecuvântat-o. Știu că a făcut eforturi speciale ca să poată să fie mamă. Te rog frumos să o binecuvintez. Să-i binecuvintezi trupul, să-i dăruiești, Doamne, sănătate deplină și apoi de astăzi înainte să fie o mamă bucuroasă, o mamă fericită înaintea Ta, că și-a îndeplinit menirea de femeie, aducând în lume acest băiețel binecuvântat. Te rog pentru Amos să-l binecuvintezi cu o creștere normală, cu o dezvoltare armonioasă a trupului, să-i dai toate cele cinci simțuri, Doamne Dumnezeule,
apoi în cursul vieții să veghezi tu, când mama și tata nu vor fi cu ochiul atent peste ei. Te rog frumos, Doamne, mâna ta, ochiul tău să-l vegheze, să-l supravegheze, Doamne, și să fie întotdeauna în atenția ta. Protejează-l de anturaje străine, Doamne, protejează-l de planurile demonice, Doamne, și binecuvintează-l în planul de mântuire. Mă rog, fă din acest băiețel un predicator, să fie un adevărat Amos al Scripturii, care să aducă cunoștința cuvântului tău. Folosește-te de el, Doamne, îl așez în mâna ta, știu că tu-l vei binecuvânta, în fiecare zi vei purta de grijă și mulțumesc, Doamne, că în casa aceasta va mai fi și alte binecuvântări. În numele lui Iisus m-am rugat, îți și mulțumesc și te binecuvânt pe tine. Amin. Se pare că va fi și cântăreț. Domnul să-l binecuvânteze. Și acum să rog pe Raluca, pentru că, conform Scripturii, cei ce aduceau copiii ca să închine Domnului, trebuia să aducă și o jertfă de mulțumire și, din partea familiei Raluca, va duce această jertfă de mulțumire înaintea Domnului. Doamne Dumnezeule, venim înaintea Ta în această dimineață să-ți mulțumim. Îți mulțumim că încă într-o zi Tu ne-ai ajutat să putem să venim în casa Ta, Doamne. Mulțumim, îți mulțumim pentru sănătatea pe care ne-a dat-o nouă și bisericii, Doamne, mulțumim, și am putut să venim, Doamne, să stăm înaintea Ta. Doamne, dacă noi suntem aici, noi știm că Tu ai milă și de cei bolnavi care au rămas, Doamne, acasă, Doamne. Lasă mâna Ta peste bolnavi, Doamne, și mai du-te Tu cu balsam de vindecare în spitale, Doamne, și la casele, Doamne, fraților și surorilor care au nevoie de Tine, Doamne. Doamne, avem nevoie ca Tu să lucrezi și pentru cei care s-au depărtat de calea Ta, Doamne, Te rugăm, amin, să ai milă și de ei și să-i aduci înapoi în casa Ta. Amin, Doamne, noi știm că fără Tine nu putem să facem nimic și de aceea venim înaintea Ta. Doamne, noi ca familie venim să-Ți mulțumim pentru binecuvântarea pe care ai dat-o familia noastră, Doamne. Doamne, îți mulțumim pentru că Tu ni l-ai dat pe Amos, Doamne, și Te rugăm în fiecare zi din viața lui să-L păzești, Doamne. Te rugăm ce nu putem noi să facem, Tu să Te ocupi în mod special, Doamne. Doamne, Te rugăm să Te ocupi de toate nevoile lui, pentru că noi știm că Tu ești singurul care poate să se ocupe de aceste lucruri, Doamne. Te rugăm să Te ocupi de nevoile lui materiale, dar în mod special, Doamne, noi vrem să fie un slujitor în casa Ta, Doamne. Noi vrem să Te slujească pe Tine și vrem ca noi, ca și părinți, să fim adevărați îndrumători pentru El, Doamne. Asta ne dorim pentru El și vrem, Doamne, în mâna Ta să fie în fiecare zi, pentru că noi știm că acolo e cel mai protejat. Te rugăm, Doamne, în fiecare zi să fii cu noi și să binecuvintezi această biserică. Amin. Vreau să vă invit pe dumneavoastră să ocupați locul, rog pe colegii mei, frații de slujitori, să vină și să felicităm familia. E un moment special pentru Raul și pentru Raluca și dorim din partea noastră și a bisericii multă binecuvântare și Domnul să vă poarte de grijă, să vă bucurați de Amos, că va fi un viteaz al Domnului. Dragii mei, am câteva anunțuri pentru noi toți. Vreau să mulțumesc Domnului pentru ziua de astăzi, pentru prezența fiecăruia și pentru faptul că El ne-a onorat cu prezența Lui. Știu că au rămas multe lucruri la care vom medita și ne vom gândi, pentru că ne dorim să fim cei mai buni părinți, care să scoatem cele mai frumoase caractere, care să fie de folos societății. Asta e important, copiii bisericii să fie utili societății, să o influențeze în sensul pozitiv, în sensul acesta încât oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu și aici la Câmpia Turzii, toți copiii noștri să fie o binecuvântare. Dacă Domnul ne va ține în viață, din nou după masă, este slujire aici la casa Domnului, vor sluji frații tineri, ne rugăm pentru ei să-i binecuvinteze Domnul. De la orele 16:30, cei care se vor boteza duminica viitoare, e ultima întâlnire pentru cateheză, îi rugăm să vină aici la orele 16:30 pentru a ne pregăti din Sfintele Scripturi. Totodată, în această săptămână, intrăm împreună cu întreaga biserică în acea săptămână de proșternere, de post, de rugăciune. Așa cum noi suntem obișnuiți, chemăm toată biserica să stăm la dispoziția Domnului și aș vrea să amintesc, mulțumesc, primele două motive de rugăciune pentru cei ce sunteți ca și familii cu numele literele A, B și C.
pentru mâine stați sau stăm în rugăciune pentru familiile din biserică, apoi ceilalți vom continua pentru ca Domnul să lucreze între noi prin lucrarea Duhului Sfânt. Deci mâine pentru familii, apoi ceilalți pentru ca Domnul să lucreze prin lucrarea Duhului Sfânt între noi. Se apropie și sărbătoarea Rusalilor, duminica viitoare va fi sărbătoarea aceasta, ne vom întâlni aici. În cadrul slujbei de dimineață avem și botezul nou testamental, avem un număr frumos de tineri care s-au hotărât să slujească Domnului. Vă chemăm pe toți să fim la această sărbătoare specială. Ne bucurăm de ei și credem că Domnul îi va și binecuvânta. Pentru cei ce ne-ați vizitat și nu faceți parte din comunitatea Betania, ne bucurăm de prezența dumneavoastră. Vă mai așteptăm aici împreună cu noi la părtășii. În fiecare duminică, cele două programe, apoi marțea și joia la programele de peste săptămână. Betania vrem să rămână casa caldă, acolo unde Domnul Iisus Hristos își găsea liniștea pentru că avea prieteni. Vreau să vă spun tuturor care ne-ați vizitat, aici aveți prieteni. Sunt rudenile dumneavoastră, sunt frații, sunt prietenii voștri. Cei ce ați venit special cu ocazia acestei binecuvântări, primiți binecuvântarea noastră, duceți-o acasă pentru soțul dumneavoastră special și Domnul să vă poarte de grijă în continuare. Să aveți o după masă binecuvântată, adunarea este liberă.